Vă povesteam înainte de pauza de publicitate despre o campanie. Ei bine, Direcția de Asistență Socială Voluntari, împreună cu instituția primarului orașului din Voluntari, alături de Centrul de Transfuzie Sanguină din București și de Societatea Medicală Sfânta Cuvioasă Parascheva, organizează în data de 20 ianuarie o campanie de donare de sânge intitulată Împreună dăruim viață. Vrem să vă povestim mai multe și alături de noi în această dimineață se află Cătălina Iliescu, este inspector principal în cadrul Direcției de Asistență Socială Voluntari. Bună dimineața și bine ai venit la noi! Bună dimineața, Georgia! În primul rând vreau să-ți mulțumesc pentru invitație. Este foarte important pentru noi faptul că avem ocazia să promovăm acest eveniment atât de important, pentru că, într-adevăr, vrem să atragem cât mai mulți donatori. Metropola TV face parte din marea familie a orașului Voluntari. Niciodată nu uităm de unde am plecat, fiind inițial postul local al acestui oraș. Suntem recunoscători și noi pentru această șansă de a-i reprezenta și ne bucurăm că avem ocazia să promovăm proiectele frumoase care de fiecare dată sunt demarate la noi în gospodărie. Așa este. Da, așa este și noi vă mulțumim că ne sunteți de fiecare dată aproape. Aș vrea să te întreb în primul și în primul rând unde se poate dona pe data de 20 ianuarie, unde îi așteptați pe cei dornici să ajute la salvarea unei vieți până la urmă. Da, pe cei care doresc să doneze îi vom aștepta joi, pe 20 ianuarie, între orele 8:30 și 12:30, la Spitalul Orășenesc din orașul Voluntari. Locuitorii orașului știu unde se află, iar cei care vor să știe adresa exactă o vor găsi pe Facebook-ul Direcției de Asistență Socială Voluntari. Noi, ca echipă, de fiecare dată ne facem vizita medicală la Spitalul Orășenesc. Să știți că dacă băgați pe Google Maps Spitalul Orășenesc Voluntari, vă duce direct unde trebuie. Despre campania, aș vrea să-mi povestești puțin și în perspectiva intenției pe care o aveți. Ce v-ați propus pe data de 20 ianuarie? Sigur. În primul rând, aș dori să spun că această campanie a pornit în anul 2019, atunci când a avut loc prima donare de sânge în orașul Voluntari, și de atunci ne-am propus ca în fiecare an, de cel puțin două ori, să realizăm această campanie. Însă, din cauza pandemiei, a trebuit să întrerupem puțin. Iată că pe 20 ianuarie ne aflăm în fața celei de-a patra activități de donare de sânge. Ne dorim foarte mult să încurajăm pe oameni să doneze, pentru că este foarte mare nevoie de sânge în spitalele din România și dacă nu ne-am aflat până acum în situația de a avea nevoie de o transfuzie noi sau cineva din apropierea noastră, acest lucru s-ar putea întâmpla oricând și ar fi bine să fim responsabili și să mergem să donăm din timp, astfel încât să nu ne aflăm în fața unei posibile tragedii. Știu că în momentul în care mergi să donezi sânge, acțiunea ta determină salvarea 3-4 vieți și cred că asta este un aspect foarte important pe care cei de acasă ar trebui să-l știe și poate se simt încurajați prin prisma binelui pe care poți să-l întoarcă în societate. Sigur că da, sunt persoane care suferă de boli și care au nevoie constantă de sânge. Pentru aceea este nevoie de donatori fideli. Asta și încercăm noi să facem, de aceea ne dorim să organizăm de cel puțin două ori pe an această campanie, pentru a încerca să îi facem pe cei care vin să doneze să devină donatori fideli și astfel să reușim să realimentăm rezerva de sânge existentă în cadrul Centrului de Transfuzie Sanguină București. Cine poate dona în acest context? Pentru că sunt convinsă că sunt și oameni entuziasmați acum în fața televizoarelor, dar care poate din nefericire nu au greutatea ideală pentru donare sau nu îndeplinesc alte condiții. Da, sigur că da. Trebuie să știm că există o serie de condiții pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care își doresc să doneze, iar una dintre acestea ar fi că trebuie să aibă o vârstă cuprinsă între 18 și 60 de ani. Este foarte importantă greutatea, pentru că persoanele care au sub 50 de kilograme nu pot dona. Trebuie să mai știe doritorii că este foarte important să nu fi suferit nicio intervenție chirurgicală cu cel puțin 6 luni în urmă de a veni să doneze. Trebuie să mai știe doamnele, femeile, că dacă sunt însărcinate sau se află în perioada de lăuzie sau în perioada menstruală, de asemenea nu pot dona. Și încă o condiție care duce la excludere ar fi aceea că nu trebuie să sufere de boli precum hipertensiune, boli de inimă, boli endocrine și există o listă mai lungă pe care la fel o vor regăsi pe pagina de Facebook a direcției.
Aș vrea să întreb puțin și despre ce anume ar trebui sau nu ar trebui să facă donatorii în seara de dinainte de a se prezenta la centrul de donare. Sigur, încă un lucru foarte important este că înainte de donare, cu cel puțin 48 de ore, donatorii nu trebuie să consume alcool și nici să mănânce mâncăruri foarte grase, dar este foarte important ca în dimineața în care vin să doneze, să se alimenteze și să consume foarte multă apă. Trebuie să știe că atunci când vor veni la noi, la sediul Spitalului Orășenesc, vor avea la dispoziție atât apă, ceaiuri, cafele, cât și fructe și dulciuri ca să nu fie o problemă atunci când vor trebui să doneze. Și aș mai vrea să precizez un lucru foarte important care are legătură cu vaccinul anticovid. Trebuie să știe cei care doresc să doneze că pot dona persoanele nevaccinate și cei care sunt vaccinați trebuie să aibă minim 7 zile de la rapel și nu este nicio problemă, pot veni să doneze. Ca procedură bănuiesc că nu este absolut nimic complicat. De la ultima mea donare știu că există un centru de eteriere, moment în care ți se ia glicemia, tensiunea. Sigur. Cam ăștia-s pașii, nu-i așa? Da, durează în jur de 15 minute acest triaj. Doritorii trebuie să completeze o fișă, un fel de chestionar în ceea ce privește starea lor de sănătate. După care, așa cum ai spus și tu, se iau un fel de analize, iar apoi donarea în sine durează de asemenea maximum 15 minute. Asta înseamnă în total 30 de minute, care cred că nu ar trebui să fie niciun efort pentru nimeni dacă ne gândim cât de important este să putem salva o viață. Mai există prejudecăți când vine vorba de donarea de sânge? Temeri cum că ți s-ar face rău după? Sigur, temeri există, însă personalul specializat al Centrului de Transfuzie Sanguină București este acolo ca să ne asigure tot suportul, inclusiv cel moral, și îi încurajează pe toți cei care au astfel de temeri să meargă și să doneze, pentru că în fond nu se întâmplă absolut nimic. Dimpotrivă, înțeleg că este un lucru benefic pentru organism, așa că n-ar trebui să avem nicio problemă. Sunt persoane care revin, având în vedere că, iată, este a patra întâlnire de acest fel pe care o organizați? Da, am constatat că cei care au venit la prima noastră campanie au participat la fiecare, astfel că încercăm să ne atingem scopul propus, acela de a-i transforma în donatori fideli, ceea ce e foarte important. Se traduce succesul vostru în cifre? V-ați propus un anumit număr de persoane care să vă treacă pragul pe 20 ianuarie sau, indiferent de câte persoane vin, scopul e să revină și la următoarea, de fapt? Da, nu ne-am propus neapărat să atragem un număr de persoane. Important este să îi fidelizăm pe cei care doresc să doneze și să ne fie alături de fiecare dată, pentru că, așa cum spun și reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină, este foarte important, orice cantitate de sânge reușim să donăm, este foarte importantă pentru că ajută. E nevoie de sânge și oricât de puțin ar fi, ajută. Mulțumim tare mult pentru toate informațiile și îmi doresc ca cei de acasă să fie auzit acest mesaj, dacă se află în voluntari în București, de ce nu, să-și dedice, să zicem, o oră jumătate din timpul lor, cu tot cu drum dus întors, pentru a face o faptă bună, pentru că au cadrul necesar pe 20 ianuarie să vă treagă și vouă pragul cât mai mulți oameni. Da. Mulțumesc și aș vrea să încurajez pe toți cei care își doresc să doneze, să meargă și să doneze, chiar dacă nu-s din voluntari, chiar dacă nu-s din București, în toată țara există centre de donare și pot merge, pentru că vor ajuta foarte mult. Există chiar și aplicații online unde vă puteți programa pentru a dona sânge, asta ca să eliminați și cozile și să vă simțiți și în siguranță în acest context pandemic. Vă îndemn să participați la această campanie și mai departe vă îndemn să rămâneți alături de noi, pentru că ne reîntâlnim cu frumoasa noastră colegă Andreea Frățilă. Frății află tot ca de fiecare dată și, bineînțeles, familia Oțil n-a putut să rămână sub radar, așa că mai multe informații aflați de la ea chiar acum. Vreau să vorbim despre Dani Oțil și vă spun atât. Nici soacra mică nu mai e domnule ce a fost odată. Se pare că soacra lui Dani Oțil a fost angajată de prezentator chiar în restaurantul lui, pe semne că are mare încredere în ea. Haideți să vedem ce face ea mai exact acolo. Mama Gabrielei pare să facă echipă bună cu ginerele ei. Soacra lui Dani Oțil a devenit un om de bază în restaurantul prezentatorului. Aceasta se ocupă de stocurile de materie primă. Are grijă să verifice marfa care este
adusă la restaurant. Verifică facturile și curățenia și, evident, mai dă sfaturi cu privire la ceea ce se petrece acolo. Pe lângă funcția importantă pe care o are aceasta în restaurant, mama Gabrielei pare să fie omul de bază și când vine vorba să stea cu micuțul Luca Tiago. Având în vedere că proaspeții părinți nu vor să apeleze la o bonă, aceasta se ocupă în detaliu de tot atunci când petrece timp alături de nepoțelul ei. Iar între timp am văzut că au apărut în preț că își caută până la urmă, au cedat bonă. Eu așa am citit un articol zilele trecute, am văzut niște fotografii cu o doamnă. Pare să fie bună pentru că... Ideea e în felul motor. Gabriela a anunțat pe contul ei de Instagram, la 3 zile după ce a născut sau o chestie genul ăsta, că este în căutarea unei bune. Acum nu știu dacă a fost o chestie de distracție, de fan, de nu știu ce. De-a lungul timpului, acestor 3 luni, câte sunt de când a născut, nu a apărut vreun personaj altul decât cei cu care ne-am obișnuit deja noi ăștia care îi stocărim. Se pare însă că ei și-au angajat o bună cușcă, a apărut o domniță, o doamnă. Eu am crezut că e soacra inițial, am stat și am stocărit. Doamna asta, în schimb, are o privire de om foarte bun. Nu voi e așa? Vedeți? Da, da, pare foarte asta caldă. Vai, pozitiv. Mă ferească. Da. Na, iar nu facem audiență când sunt. Dar e bine să ți angajezi soacra la restaurant, e bine să ți implici membrii familiei în afaceri. Măi. Vrei să spun eu? Da. Părerea mea este că e bine atunci când vine vorba, uite, în cazul lui Dani, soacra are deja o vârstă, nu-și mai dorește o carieră, nu-și mai dorește averi, nu-și dorește să-și vadă fata bine, e singura fată? Din câte știu eu, da. Da, fiind singura fată, toată atenția se canalizează asupra ei și asupra nepoțelului, implicit asupra lui Dani. Văzându-i că au nevoie de acest ajutor. Dani nu poate. Te trezești la 5 dimineața, ai terminat matinalul și cu ședința la 1, nu mai pleci foarte mult. Adică nu te mai poți ocupa de aproape și atunci ai nevoie de un om de bază. Femeia nu mai are nevoie de carieră, să-l stocărească, să-l înșele, să-l fraierească. Și atunci, din punctul meu de vedere, e o alegere foarte, foarte bună. Dacă punea, nu știu, să zicem că ea mai avea un frate sau o soră și îl punea avea la 20 de ani, atunci era un pic problematic. Dar cu siguranță are și competențe, că altfel n-ar fi angajat-o dacă nu poate are un istoric în domeniu. Dar spune-mi și mie, ce istoric ai tu de știi la ora la care se trezește Dani? Pentru că e logic că el nu trebuie să fie cu doamnele înainte. Bagă pățul pe gard. Dar a fost și colegi de platou, hello, despre ce... Nu, era doar curioasă, că a zis-o așa... cu sila 6, deci părea că... Și zic, da, să mă lămuresc un pic, că mie îmi place să plec lămurire. Păi da, Doamne ferește. Nu, am lucrat în același trust. Și tu tot la 6 te trezeai? Și la 5 jumate câteodată. Făceai cafeaua înainte de la platou, nu? Da, veneam cu ea. Măi, hai că îmi place discuția, hai să continuăm. Hai să revenim. Pentru că, favore, foarte bine afacerile în familie, în general să spunem că nu e bine să faci afaceri cu membrii familiei, însă... Dar stai că nu facem afaceri, e angajatul nostru. Însă, exact, este foarte bine să ne punem un pion acolo. Și știi ce mi-aduce? Mă uitându-mă eu la ei doi așa, mi-aduc aminte de ai mei de acasă. Și ai mei de acasă la fel, când e pe perdea, când e pe mâncare, că ei doi. Eu sunt... Eu cu soacra o duc bine. Da, mama și cu Adi, cu soțul meu, se înțeleg. Eu cu soacra o duc bine. Și eu pe aici, nu ne interesează ce zici tu, că tu visezi că ai vers pe pereți. No, uite, așa ești aici. Foarte ideea frumos, este aplauze. Că știm cu toții că Gabriela s-a îngrășat câteva kilograme în sarcină și anume 20, dar și-a revenit spectaculos și a pierdut deja 12 kilograme. Oh. Motiv pentru care se pozează să ne arate cât de mândră este de faptul că a scăpat de o parte din kilogramele în plus. Dar se pare că acest lucru nu este pe placul tuturor urmăritorilor. Prin urmare, am găsit câteva comentarii răutăcioase. Ești foarte preocupată de felul cum arăți. Lasă asta. Ce ții în brațe este mult mai prețios decât un abdomen perfect. Toate postările tale sunt despre cât dacă te încapă blugii număr de kilograme. Ce vrei să transmiți? Eu nu vă înțeleg pe astea disperate să arătați cât de scobitoare sunteți după ce ați născut. Hate-ul, să știi că vine de la una care nu a avut probleme cu greutatea vreodată. Nu mai îmbolnăvi mamele care abia au născut și chiar se luptă cu kilogramele pentru că au nevoie să fie sănătoase la creier pentru copil. Vezi că ai și tu unul. Mută focusul dacă vrei să fii un exemplu. Și mai ales lasă-ne cu schilodenia, că aia nu înseamnă neapărat și sănătate. Stop! Stop! E momentul meu. Vă rog frumos. Da, te rugăm. Toate aceste dive, între ghilimele, care comentează urât la postările artistelor,
fotomodelelor și ce mai vedeți voi aici, sunt niște grase, obosite, frustrate, care stau tolănite pe o canapea și când văd această perfecțiune întruchipată, se gândesc ele, auzi, ar trebui să ai grijă de copilul tău. Ai tu grijă de borcanul de lapte pe care îl mănânci și bagi în tine și mută tu focul, nu mai pune fata să-și schimbe focusul de unde este. Și te întreb după aia, de ce m-a lăsat bărbatul? Păi dacă arăți ca Piggy Pig, n-am ce să-ți fac. Pune mâna și slăbește. Fii atentă la ce face fata asta, că face foarte bine, nu și-a neglijat familia, nu și-a neglijat copilul, dar are grijă și de ea. Așa că lăsați păpica, puneți mâna pe burtică. Leana, zi repede că explodezi! Doamne, dar să ferească Dumnezeu cât a putut să strângă omul ăsta săptămâna trecută, dar nu l-a lăsat să vorbească că acum tot a dat. Ai dreptate. Măi, dar de ce cu atâta hate? Mă, dacă nici asta mica nu postează pe niște Instagram... Acum, bine, toată viața noastră e pe Instagram. Stați, uite, stați. Bă, da, albumele alea de familie pe care le aveam eu pe vremea mea, nu erau toate, bă, băiatule, să ne pozăm frumos, doar că le scoteam și le puneam. Sunt albume fetelor, dacă, mamă, tu-ți dai seama, dacă puteai să comentezi atunci, ce sucăle la hăluia e, așa? Deci, hai să lăsăm cu hate-ul pe cuvânt, că fata asta mică chiar pozează. Da, ideea este că, până la urmă, hai să ne aducem aminte că este model. Adică e normal. Ea câștigă bănuți. Și la o parte, lăsăm la o parte, ci că vai de iubi, nu mă mai bag în seamă. Păi dacă tu ești Piggy și mănânci frigiderul noaptea la 3. Nu sunt, sunt dezechilibre hormonale. Ai, ce dracu, Ileana, ai zis, Doamne, iartă-mă, că mor pe ele aici. Nu, dar mor când le vezi frustrate, stau acasă, corect. Și e normal când o vezi pe bunăciunea asta să te apuce spumele. Știi că se uită bărbatul meu la Gabriela, lui Dani Oțil. Păi ia să nu se mai uite, arată-i tu acasă, dă-i ce-i trebuie. Nu înțeleg de ce este un breaking news, că arătăm bine. Mm-hmm. Adică de ce trebuie să... Da, frate, sunt femei care arată după ce au livrat practic așa, sunt și femei care... Dar eu sunt convinsă că dacă nu ar fi slăbit toată lumea, ar fi scris. Graso. Ești o grasă. Aduți-am când ai legat să slăbești. Ce-a pățit Gabriela Cristea. Și Nicoleta Luciu, și... să nu uite. Exact, da. Nicoleta, vai, unde e sex symbol? Păi da. Când e sex symbol, când e... Hai să bine, Doamne. Hai să vedem ce le-a răspuns Gabriela, pentru că bineînțeles că n-a mai suportat și a avut de spus și ea ceva și ne-a spus în felul următor. Am o întrebare pentru toate astea de vă frustrează mai nou postările mele. Nu cumva tot voi sunteți cele care înainte de a rămâne eu însărcinată îmi spuneați lasă că o să te văd eu după ce faci un copil dacă mai arăți așa. Unfollow. E simplu, nu trebuie să mă urmăriți. Pa, la revedere. Bravo. Bravo, Gabi. Suntem de acord cu tine. Nu-ți place de mine? Unfollow! Decât să scrii comentarii, să stai să-ți pierzi timpul, așa proasta, mai bine nu mai urmări persoana respectivă. Păi ce înseamnă asta? Că nu știe nimeni să mă... Du-te, mă, mică! La Obregia, că avem locuri. Fac eu o secție specială. Și anul trecut, și săptămâna trecută aveai tu cu Obregia. Păi nu mă, dar vreau să-i trimit pe toți acolo, că săracii nu mai... Săracul sănătosii la cap el. Nu e așa de bun. Nu că eu sunt șeful secției. Deci tu faci, nu mai știu cum să faci bani. Să strâng. Am înțeles. E pe business. Da. Când vreți voi, da? Bă, oricând îți dorești tu, nu-i problemă. Facem noi ce vrei tu și apoi mâncăm. Da. Putem până mâine dimineață. Am revenit și să știți că avem o surpriză pregătită pentru voi în această dimineață. Suntem foarte bucuroși și onorați să-l avem alături de noi în această dimineață pe maestrul Ion Rodoș. El este sculptor, este deținătorul recordului pentru cea mai mare lingură din lume, record obținut în 2013. Alături de el este doamna Elena Iagăr, ea este director al Școlii Populare de Arte și Meserii din Pitești. Bună dimineața și bine ați venit la noi! Să rămâne bine v-am găsit și mulțumim de invitație! Bună dimineața! Noi vă mulțumim că v-ați alăturat matinalului, ați venit de departe, ne-ați încărcat platoul cu minunății. Nici nu știu la care să mă uit prima dată, la domnișoara Pogani. E o minune ce ne-ați adus în această dimineață în platou. Și din câte știu eu, dumneavoastră ați fost colegi. Noi așa, dumneavoastră ați predat pentru o perioadă la Școala de Arte și Meserii din Pitești. Da, da, da. Doamna director mi-a fost și... Îmi este încă director. Nu doar că meșterul Rodoș a predat la Școala de Arte, dar a fost și inițiatorul taberei de sculptură alături de fostul manager al instituției, doamna Gabriela Pendiuc. Este o tabără care se organizează anual în județul Argeș și care reunește toți meșterii populari, nu doar sculptorii, ci și țesătorii, olarii, cei care împletesc coșuri. Și
De asemenea, toți elevii care studiază meșteșugurile în cadrul Școlii Populare de Arte în secțiile externe din județ. Cei de acasă sunt convinsă că vă cunosc prin prisma poveștilor pe care noi le-am tot spus de-a lungul timpului despre dumneavoastră. V-aș întreba, în primul și în primul rând, ce vă motivează să duceți mai departe această artă străveche a poporului român? Mă motivează dragostea de istorie, în primul rând, de tradiții și eu așa am moștenit din tată în fiu, toți ai mei au lucrat, toți pe care știu strămoșii mei au lucrat în lemn. Și n-are cum, am în sânge treaba asta, știți? Sau patriotismul, că toate și tradițiile, să știți, și meșteșugul, noi meșterii, de fapt, suntem într-un fel patrioți, mai patrioți decât alții, să zic așa, pentru că ne iubim istoria, ne iubim poporul, căutăm în istorie tot ce este frumos în obiceiurile și obiectele străbunilor și le scoatem, le facem cunoscute. Și acum vreau să vă spun și de ce m-a rugat de doamna director ca să mă însoțească, pentru că este persoana din județul Argeș care promovează la ora actuală cel mai mult tradițiile și evenimentele culturale pe care le face, dânsa se ocupă cel mai mult. Vă dau un singur exemplu, cred că suntem județul cu cele mai multe secții externe din România, ale școlii de arte și meserii din țară. Deci nu exagerez. Cuprinzând în toate domeniile meșteșugurilor. Deci o mare iubitoare și o mare luptătoare, să zic așa, pentru tradiția. Aș vrea să vă explice dânsa că știe mai bine decât. Da, trebuie să vă spun că Școala Populară de Arte și Meserii din Pitești are peste 2000 de elevi care studiază arte și meșteșuguri. Activăm în 45 de localități ale județului, dar să știți că această activitate nu ar putea fi susținută și nu ar putea avea loc dacă nu am fi sprijiniți financiar, vorbind de Consiliul Județean Argeș. Este din ce în ce mai greu să aducem copiii la meșteșuguri, trebuie să recunoaștem, pentru că tentațiile tehnologiei sunt foarte mari, recompensele sunt foarte mici, în sensul că, spre deosebire de colegilor de la dansuri sau de la muzică, valorizarea publică vine mai greu, adică trebuie să studiezi mai mulți ani până reușești să faci astfel de minunății, adică nu înveți să sculptezi peste noapte sau într-un an, 2-3. Sunt foarte puțini cei care performează sau cei care fac o meserie din asta, dar interesul nostru este ca acești copii să înțeleagă ce înseamnă toate aceste simboluri, pentru că majoritatea celor care apreciază meșterii populari se uită în primul rând la valoarea estetică a acestor obiecte și apreciază munca și migala și dăruirea, talentul, dar foarte puțin știu ce se află de fapt în spatele aspectului estetic. Toate aceste obiecte conțin niște simboluri, niște semne pe care meșterii le preiau din obiectele vechi, de pe stâlpii caselor, de pe garduri, de pe ceramica veche, din costumul popular. Și toate aceste semne, de fapt, au menirea de a ne apăra, de a ne ajuta, înseamnă ceva. Și acesta este, de fapt, scopul nostru ca instituție, să facem cunoscute aceste lucruri și copiii să le ducă mai departe, atât cât se poate. Aveți o misiune foarte importantă, să știți. Da, acolo e și farmecul. Tema la fiecare, aia atrage. Fiecare obiect are o temă. Și fiecare simbol tradițional se poate interpreta în mod diferit, în funcție de perioadă, de obiect, de zonă, de eveniment. Aici e farmecul care îi atrage pe copii. Da. În acest sens, mă iertați că intervin din nou, domnul Rodoș. Noi acum avem în tipografie două albume dedicate meșterilor populari domnului Ion Rodoș și unui coleg de-al dumnealui, un alt meșter popular deosebit de apreciat în Argeș și la nivel național și chiar internațional, domnul Dan Gherasimescu, în care nu doar că expunem obiectele atât de migălos lucrate și cu multă măestrie, dar explicăm și simbolurile și, de fapt, temele pe care acești geniali meșteri le-au tratat de-a lungul timpului în opera lor. Aș vrea, domnule Rodoș, să despicăm și noi puțin firul în patru aici la matinal și să deslușim câteva dintre misterele pe care le-ați adus cu dumneavoastră în această dimineață. Pe rândul din mijloc, fix lângă dumneavoastră, este o lingură
care poartă un simbol al unui animal. Care este povestea ei? Bine, noi ne inspirăm și din... Asta e un motiv zoomorf, îi spunem noi. Ne inspirăm nouă meșterilor, ne place tot ce e frumos. De fapt, noi asta căutăm, frumosul. Și ne inspirăm din, cel puțin eu, mă inspir din natură, din faună, din floră, din tradiții, deci din tot ce e frumos pe lumea asta. Și din povești, și din poezie, și din ce vreți dumneavoastră, din tot ce e frumos. Uitați, vă dau un exemplu, am aici ciobanii din Balada Miorița. Uitați-i pe toți trei. Toți trei, da. Vedeți? Deci am domnișoara Poganii, alu Brâncuși. Am pe cală, dar vă las să ghiciți care e pe cală și care e tândală. Eu zic că pe cală este aici și tândală este aici? Care ar fi primul reper? Cum era tândală și cum era pe cală? Pe cală era un pic mai șmecher, tândală mai mocofâi, așa. Nu? Atunci invers. E invers. E invers, da, că pe cală văd că e sociabil și salută. Se vede că mai nevleguță, asta e tândală. Pe cală e asta și asta e Eleana, prietenă. Da. Deci... Asta vă spuneam, că mă inspir din tot ce e frumos. Dar vreau să specific numai din tot ce e frumos la noi românii. Nu mă inspir din alte zone. Deci numai ce avem noi în istorie, în povești, în cultura noastră, în tradițiile noastre. Și caudă le scot și le prezint publicului și în special copiilor, că lor le plac temele astea mai cu animale. Mai. Trebuie să vă mai spunem că domnul Rodoș a realizat 7 linguri foarte mari, supradimensionate, în care a reușit să redea scene de pe columna lui Traian, asta apropo de inspirația istorică, și în acest moment lucrează la un arc de triumf al unei localități de la noi din Argeș, Domnești, este vorba despre comuna Domnești, Argeș, care trebuie să fie gata anul viitor, la aniversarea celor 500 de ani. Mulțumită domnului primar Doru Zmădu, că dacă nu dădea aprobarea, dânsul om educat, a înțeles valoarea Arcului de Triunf și mi-a dat undă verde să-l fac, să-l expunem acolo la loc de cinste, în centrul comunei. Și la el lucrez. Acum mai am de lucru vreun an de zile. Vă promitem că o să vă chemăm când... Vrem să venim, să știți, să vă vizităm. Fiți acolo. Vă promitem că o să vă contactăm atunci. Vreau să vă întreb, doamna Iagăr, care este reacția copiilor în momentul în care văd operele maestrului Rodoș? Sunt ei inspirați? Cât de mare e nerăbdarea lor de a ajunge să creeze și ei astfel Se uită cu interes. Vin la cursurile de sculptură, pentru că domnul Rodoș a transmis talentul și maestria dumnealui și copiilor dumnealui, astfel că Andreea, fata meșterului, este acum instructor în cadrul Școlii Populare de Arte și pregătește 2 clase de copii. Dar, așa cum am zis, este nevoie nu doar de îndemânare, este vorba și de multă răbdare și aici intervine talentul și dăruirea meșterului, de a avea răbdare cu ei, de a le explica toate lucrurile acestea. Și e un pic dificil, să știți că în ultimii ani am observat că mulți dintre copii și-au pierdut îndemânarea pentru că nu mai lucrează, nu mai fac lucruri în gospodărie, nu stau la calculator sau, na, acum știm cu toții că și de scris de mână scriu din ce în ce mai rar sau din ce în ce mai greu. Cu atât mai importantă este munca meșterilor, pentru că această activitate le dezvoltă, în primul rând, manualitatea, imaginația și, așa cum am zis și mai devreme, înțeleg, de fapt, ce înseamnă toate lucrurile frumoase din arta populară românească. E important să vorbim despre moștenirea pe care o avem și pe care noi trebuie să o protejăm și să o dăm mai departe următoarelor generații. Cred că e o mare bucurie pentru dumneavoastră ca fiica dumneavoastră să vă calce pe urme și iată să fiți la 4-a generație de meșteri. Mi-am făcut datoria, ca și părinții mei, ca și bunicii mei, am transmis mai departe. Dar bucuria mea e și mai mare. Băiatul cel mare al fetei, deci nepotul meu, are și trusă de dălți. Am făcut și lui o trusă de dălți. Vă dați seama, și el sculptează, de la 3 ani. L-am pus și am lețiu ca amintire. Alea care le-a făcut primele, știți? Deci vă dați seama, n-are cum să se piardă. Cel puțin în familia mea n-are cum să dispară meșterii din...
Meșterul Rodoș are și un stil aparte de a lucra cu copiii. Îi atrage, îi distrează, îi tentează. A realizat, a inventat, nu știu, probabil ați învățat în copilărie sau nu știu de unde știți, cu Sfârleaza. Da. Ne jucăm noi cu ale. Da, are un obiect senzațional pe care îl aduce la toate atelierele și în toate taberele. Dumnealui le sculptează și copiii le pictează. Și o încântare când la finalul activității peste 100 de copii aruncă în aer sfârlezele acelea, da, și așa o bucurie. Sunt atrași. Ce se întâmplă? Trebuie să scoți din fiecare obiect povestea aia frumoasă, aia atrage pe copii, nu numai prin faptul că vede o lingură, vede o moie, îi place. Prima dată o admiră așa pentru că îi place. Dar el, ca să înțeleagă frumosul, trebuie să-i explic o povestea cât mai plastic, cât mai plăcută. Și atunci copilul rămâne vrăjit, știți? Adică nu trebuie neapărat să ai cunoștințe în domeniu, dar poți inventa pe loc o poveste frumoasă cu lupul, să-și imagineze copilul când e lună plină așa, cum stă lupul și ați înțeles, nu? E și atunci, potrivită lingura aceasta pentru că fix astăzi este lună plină. Și atunci poți la fiecare obiect să aibă o temă, o poveste cât mai frumoasă. Și atunci copilul este să simte vrăjit și ține minte obiectul ăla toată viața lui, știți? Asta e, deci nu e suficient să le lucrezi. Trebuie să, în momentul când le lucrezi, să-ți creezi povestea obiectului respectiv. Știu că ați purtat arta și meșteșugul popular peste hotare. Câte țări ați vizitat? Am fost prin toată lumea, dar cel mai mult mi-a plăcut în Islanda, cu toate că este o zonă mai ostilă, să zic așa, mai foarte frig, mă rog, știți, mai stearpă, mai... Dar e ceva, a fost ceva aparte, ceva deosebit, ca și cum aș fi fost pe altă planetă. Deci nu semăna deloc cu ce e la noi, știți? Și m-a vrăjit, mai ales, știu eu, Casa lui Moș Crăciun. Când am văzut-o, parcă eram copil. Când am intrat în ea, pe cuvântul meu, parcă era așa, nu știu. Acolo mi-a plăcut cel mai mult, în Islanda. Am lucrat cu copii dintr-o școală, din Actuareli, se nume, al doilea după Reykjavik, după capitala, al doilea oraș ca mărime. Într-o săptămână am lucrat cu toți elevii din școală prin rotație. Aveam o sală de clasă, sala de muzică mi-a pus-o la dispoziție și acolo lucram, pe fiecare zi veneau alți copii și aveam program școlar până la ora 2. După ora 2 ne ducea cu mașina școlii și am vizitat toată Islanda, gratis, vă dați seama? Ne-a apreciat foarte mult și au făcut și ei gestul ăsta frumos. Deci am avut ocazia să vizitez toată Islanda. De-aia v-am spus că mi-a plăcut foarte mult pentru că am avut ocazia să văd despre ce e vorba. Și acum, acasă, la loc de cinste, am un pliculeț de la elevii de acolo. Nu ne puteam înțelege, aveam translator. Vă dați seama că ia o limba aia mai ciudată, așa, ei română nici atâta. Toată școala știa că mă cheamă Ion. Și făceau, dar nu ziceau Ion, mai pocit, așa, nu știu cum. Și când ieșeam în recreație sau când terminam, ieșeam pe holul școlii, copiii grămadă pe mine. Ion, Ion, fiecare să-și arate mulțumirea, fiindcă mă simpatizau, au văzut ce lucruri fac, au văzut obiectele. Și când am plecat, după ce am terminat, când strângeam obiectele să ne pregătim de plecare, a venit un copilaș și mi-a adus un plic. Un plic făcut de ei, din hârtie așa, cu o funtiță, cu o inimioară roșie pe el și scria Ion, numele meu, pe plic. Și nu l-am desfăcut până acasă. Ce credeți că e în plicul ăla? Gălțiul la loc de cinste acasă. În plicul ăla o grămadă de bilețele, scrise de fiecare copil și majoritatea au inimi desenate și numele meu. Vă dați seama că m-a tăiat lacrimile. Când am văzut ce conține, m-a tăiat lacrimile. Deci ei copilași au scris toți acolo și au arătat afecțiunea față de mine. Și îl țiu acasă la loc de cinste. A fost cea mai mare plată și cea mai mare mulțumire a mea. Vă simt că aveți ochii înlăcrimați în acest moment și da, vrem să-i ajutăm pe copiii, zic eu, norocoși din județul Argeș și să participe la astfel de cursuri. Și vă întreb, doamna director, ce paletă de cursuri le puneți la dispoziție pe lângă sculptură pe care, iată, cât de frumos a pus-o în valoare domnul Rodoș? În ceea ce privește secțiile de meșteșuguri, avem instructori din meșterii populari din Argeș, care încă mai practică meșteșugurile moștenite din tată în fiu. De exemplu, la Coșești avem singura secție de fierărit din Muntenia, unde copiii dintr-un cătun al comunei
fac potcoave, fac balamale pentru uși și tot felul de alte obiecte utilizate în gospodăriile oamenilor. Încă utilizate în gospodăriile oamenilor. Țesut cu sut, împletituri de nuiele, sculptură, olărit și în afară de secțiile de meșteșuguri, avem secții de dansuri populare, de muzică, canto muzică ușoară, canto muzică populară și de instrumente. Cam toată gama de meșteșuguri cuprindeți. Pictură, pictură de icoane, pictură de icoane pe sticlă. Avem și secție de design vestimentar și secție de foto-video. Dar astea sunt așa de nișă. Noi achiziții în program. Avem cursanți mai puțini, pentru că nu sunt atât de spectaculoase și atât de populare, precum dansurile populare sau muzica populară, de exemplu, care se bucură de un mare succes, în special pe rețelele de socializare, în contextul epidemiologic mai ales. Am fost obligați să filmăm, să facem evenimentele cu public redus. Și atunci am filmat toate spectacolele, mini-spectacolele și le-am postat pe rețelele de socializare unde s-au bucurat de un real succes. De exemplu, de 1 decembrie am avut un impact de 4 milioane la clipurile postate de școală. Da. Felicitări! Vă mulțumim tare mult că ne-ați Nu, în ultimul rând vreau să semnalez acest obiect, care este Cocoșul de Munte de Nucșoara și prin hotărâre de Consiliul Local a devenit simbolul comunei. Este creația meșterului popular Ion Rodoș și este reprezentativă pentru zona noastră. Am avut și în Islanda. Și în Belgia, din câte am aflat eu, l-ați purtat pe cocoșul de la Nucșoara cu dumneavoastră ca să vadă și el lumea și lumea să-l vadă pe el. Vă mulțumim tare mult că ne-ați făcut dragul în această dimineață. Și noi vă mulțumim și vă așteptăm în Argeș. Cu mare drag, mulțumim tare mult. Rămâne, noi vă mulțumim. Migrăm acum către zona muzicală. Iată, rămânem în domeniul artei și ne întâlnim în această dimineață cu artista Beatrice Dragnea. Ea are o melodie nouă intitulată Când mi-e dor de noi, pe care o ascultați chiar acum. Frumoasă artistă este alături de noi în această dimineață. Bună dimineața, Beatrice, bine ai revenit! Bună dimineața și bine te-am revenit! Să știi că la noi în platou a răsunat zile în șir dimineața melodia ta cu Ralflo. O învățasem pe de rost și toți colegii au apreciat munca este voastră. Este o piesă care se bucură în continuare de succes și are peste 1 milion de vizualizări pe YouTube și pentru asta mulțumim tuturor ascultătorilor. Te felicit din suflet pentru munca ta și pentru melodiile pe care le lansezi. Mulțumesc. E foarte frumoasă această melodie, iar videoclipul te captivează, efectiv. Mulțumesc. Cum a fost la filmări? La filmări a fost foarte bine, am o echipă extraordinară. Clipul este realizat de către Claudiu Stan. O atmosferă liniștitoare, mă simt chiar în largul meu, chiar o familie. Toată familia Sprint Music e... aici. Aproape de suflet. Da, exact. Melodia, am înțeles că este realizată de Ralflo și Aura. Da, este o piesă compusă și produsă de către Ralflo, textul Aura Gheorghe. Cu Ralflo știi bine că am lucrat și la piesa aia, știe, lucrez de un an de zile și uite că facem doar lucruri frumoase. Știi că am spus atunci când lucrez cu oameni talentați, ies doar lucruri bune și astăzi avem încă o dovadă. Cum te simți acum la început de an, având parte de lansarea acestei melodii, de iubirea publicului, simți că e anul tău? Asta am simțit și în 2021, știi, când e un an nou, întotdeauna îți pui chestia asta. Pentru mine și anul 2021 a fost foarte bine, pentru că am semnat cu Sprint Music, mi-a mers foarte bine pe toate planurile și în acest an, Doamne ajută să fie chiar mai bine. De ce nu, Doamne ajută, din toate punctele de vedere, și pe plan sentimental, și pe plan financiar, și pe plan profesional. Pe toate planurile. Și ție la fel. Îți mulțumesc tare, tare mult. Ai în plan și o vacanță anul acesta? Știu că lucrurile se derulează în ritm alert pentru tine. Mai ai timp să te gândești și la asta? Deocamdată am timp. N-am ajuns încă la nivelul acela în care chiar n-am timp de mine. Am fost de Crăciun, am petrecut alături de prietenul meu la munte, am fost la Sinaia, doar 3 zile am stat, după care am revenit în București. Așa, de sărbători, de Revelion, am fost tot așa în familie, iar anul acesta nu știu, încă nu am un plan, dar mi-aș dori din tot sufletul, pentru că simt nevoia de o vacanță, undeva de o săptămână, dacă nu mai mult. Ai preferat să rămâi aici în țară, să te bucuri, iată, de minunățile pe care le are România de oferit, exact, așa, în tandem cu meșterul Ion Rodoș. Exact. Mi-ar plăcea, sincer, am mai fost la Moeciu de Sus, la fel o zonă foarte mișto și foarte liniștitoare. În Sinaia, la fel, mi-a plăcut foarte mult.
la munte, oriunde. Important e să fiu alături de prietenul meu și de familia mea și să fim sănătoși și bine. Asta e tot ce contează. Am așa o senzație că tu cauți mai degrabă locurile unde te simți mai aproape de Dumnezeu, așa, exact, mai mult la înălțime. Am o legătură aparte, exact. Fără el știu că n-aș fi ajuns aici și chiar dacă mai am mult de muncă, cu el e posibil orice. Din perspectivă sentimentală, noi nu prea intrăm în picanterii, ce-i drept. Dar te întreb, oare vom fi și noi invitați la nunta anului? Nunta anului, habar nu am nici eu când va avea loc, dar cu siguranță veți fi anunțați. Pentru că am un om deosebit alături de mine și sunt foarte împlinită și pe acest plan. Și Doamne ajută la cât mai multe lucruri frumoase pe acest plan. Clar, dacă va fi o nuntă, te voi anunța. Mă bucur tare mult pentru tine și pentru felul în care te găsește acest an 2022. Ai speranțe când vine vorba și despre evenimente? Știu că ție îți place teribil de mult să fii pe scenă și cauți întâlnirile cu publicul. Da, exact. Concerte n-am mai avut de ceva timp. Îmi doresc din tot sufletul să revin pe scenă și cât mai multe emisiuni, cât mai multe la radio să fiu invitată de asemenea. Ce vrea Dumnezeu asta să se întâmple? Important e să evoluez, în niciun caz să stagnez. Să știi că evoluția vine pentru că tu ești în energia potrivită și ești pregătită să o îmbrățișezi, se simte acest aspect. Pregătești o nouă lansare, știu că piesa este proaspătă, dar mie îmi place să aflu așa din timp când ne revedem. Eu sper în curând. Eu lucrez cu Raflo, în fiecare lună lucrez la câteva piese și tot pregătim. Mi-ar plăcea de asemenea să mai lucrăm la o colaborare. Am tot fost întrebați și sigur voi reveni, doar că încă nu știu cu ce piesă. Dacă ar fi să te întorci puțin în timp în copilăria ta, există vreun artist din România cu care ți-ar plăcea enorm să colaborezi? Mi-ar plăcea, bine, îmi vin multe nume, clar, dar persoana dragă mie și cea pe care am studiat-o de mică e clar Andra. M-am gândit. Asta se știe. De asemenea, îl stimez pe Smiley. Este un artist desăvârșit care se implică și pe partea asta de compoziție și pentru mine, clar, ești clar la un alt nivel. Nu doar cânt și piesa și atât. Te-ar avantaja să faci pași în direcția asta anul acesta, să mergi către zona de compoziție mai mult? Ți-ai dori? Sincer, consider că atunci când compui tu piesele, au mai mare impact. Și da, m-am implicat, doar că nu 100% și aș vrea anul acesta să mă ocup și de treaba asta și poate vor veni și mai multe rezultate bune. Și aici voi veni prima dată să vă prezint. Pentru următoarele luni, ce planuri ai? Ți-ai făcut așa o strategie pe termen mediu, strategie, să zicem? Strategii mai nu mi-am făcut, doar că îmi doresc sincer pe fiecare lună să lansez câte o piesă și să mă ocup de mine, să evoluez și să ajung acolo unde îmi propun. Iată că am aflat când ne revedem în luna februarie, da, și tot așa, pe parcursul întregului an. Eu mă bucur tare mult că ne-ai trecut pragul în această dimineață, că ne-am revăzut, că ai adus cu tine această melodie superbă. Îți doresc cât mai mult succes. Mulțumesc, la fel. Și să ne revedem în februarie, în luna iubirii, cu bine, poate, chiar, cu o melodie de dragoste, cine știe. Te așteptăm cu drag. Și eu mulțumesc frumos. Am ajuns la finalul matinalului, nici nu știu când a trecut timpul, dar mai avem un popas de făcut în platoul de știri, acolo unde ne așteaptă colegul meu, Valentin Gheorghe. Bună dimineața, Valentin! Bună dimineața, Georgia! O familie din Bacău a fost la un pas de o tragedie. Căruciorul în care copilul se afla a fost luat de vânt. Asta pentru că tatăl l-a lăsat afară în frig ca să meargă la păcănele. Vă arătăm imaginile imediat în jurnal. O școală din Bârlad a primit o factură incredibilă la gaze. Despre ce sumă este vorba și cum va reuși primăria să achite, discutăm în câteva momente. Și nu în ultimul rând, primim tot mai multe semnale de la specialiști că pandemia se apropie de final. Colega noastră, Larisa Rațiu, va fi la Spitalul Matei Balș, acolo unde va discuta cu medicul Adrian Marinescu. Toate acestea în câteva momente la știri. Rămâneți pe Metropola TV.
Îți mulțumim, Valentin, pentru aceste informații. Cu Valentin vă revedeți în câteva momente la Fix, așa cum ați aflat și de la el. Vă mulțumesc că ne-ați fost alături astăzi și vă îndemn să ne revedem mâine dimineață de la 9 Fix, exact așa cum v-am obișnuit. Mulțumesc de asemenea Cactus The Brand pentru ținuta de astăzi. Într-adevăr, au fost multe subiecte pe care le-am abordat în această dimineață din diverse categorii. Asta se va întâmpla și mâine dimineață, așa că eu zic că merită să deschideți televizoarele pe Metropola TV și să ne revedem. Până una alta, zi frumoasă tuturor!